Bună seara, dragilor! Bună seara! Să sperăm că o să ne vedem cu invitatul meu din seara asta. Este prima oară când fac așa ceva. În această am un invitat pe care... Barbu, Lică Barbu din Brăila. Să vedem dacă reușim să facem conexiunea. Până atunci hai să dăm... aici drumul la un fel de generic, ia, mai simpatic, așa, la Taclale cu lumea, ediția 1, cam așa se numește. Vedem dacă reușim așa. Vedem dacă reușim așa. Ia să vedem. Alo, Lică, te-am dat audio, sunt în direct, te-am dat audio, hai că așa merge. Știu că merge prin telefon, dar eu sunt restricționat de 83 de zile. Pentru o poză, mă rog. Am înțeles. Am dreptul live, mai am 5 zile până sunt acceptat. Am înțeles. Oricum sunt în live, eu deja am vorbit despre tine și te auzi perfect, cred, pe telefon. Adică să confirme cineva, vă rog frumos, dacă se aude vocea lui Lică, pentru că l-am sunat... Da? Da? Bine, vorbim audio, că... video, sorry. Păi nicio problemă, lasă că facem și video odată, e. Nicio problemă, 5 zile trec repede. Deci, Lică, mulțumesc mult de tot, îmi pare rău că Facebook-ul ne-a împiedicat duplexul ăsta live, nu e vina absolut a nimănui, se știe că rețelele sociale s-au transformat într-un fel de security da, ca pe vremuri. Da, deci l-am pe Lică Barbu un audio, vorbesc el prin audio, prin Messenger în momentul ăsta, pentru că altfel nu puteam să-l fac să participe. Mulțumesc frumos celor care sunt deja online sau celor care vor vedea înregistrarea. Eu sunt Adrian Melicovici, autorul romanului 7 din Italia, scos prin, publicat prin editura Itaca Publishing House, unde personaj este și povestitorul Lică Barbu. Lică Barbu este unul dintre cei mai mari povestitori români, după opinia mea. Este brăilean și orașul acela are o imagine frumoasă și datorită lui. Nu numai datorită altora, pentru că el iubește foarte mult animalele, iubește foarte mult... Lasă, te rog, fără atâtea laude, că... Da, ok. Păi nu, vroiam să... Activități pe care eu le fac din proprie inițiativă, fără nicio condiție, nu? Și îmi doresc recunoștințe, celebritate sau altceva. Pur și simplu le fac de plăcere. Am înțeles. Când ești pensionat, trebuie să... rugămintea mea la toți ceilalți care trec la senior, să facă ceva, să facă ceva activ, să se ocupe cu ceva. E o longevitate, dacă vreți, în toată treaba asta. Nu stați și la televizor, nu stați prin parcuri, jucați șah și bisericuțe de astea despre politică, sport și mai știu eu ce. Faceți ceva util, lăsați ceva în urmă oamenilor, prin copii, în primul rând. Sau alte activități, nu e o problemă. Alegerile vă aparțin. Lică... Da, dragul meu, ce doreai tu să mă întrebi? În seara asta, că tot m-am frământat, toată ziua m-am frământat. Ce-o vrea Adi? Despre Licuță de la Brăila. nu vreau neapărat să te laud, că aia oricum nici nu prea e nevoie. Deja ai făcut-o, lasă, deja ai făcut-o. Nu, vreau să vă ajung la cărțile astea două, pentru că dacă într-una ești personaj în șaptele scris de mine, în schimb în alta ești autor, asta care se numește Aventurile lui Licuță dincolo de capătul lumii. Eu nu cred că e o laudă așa de mare să spun că îți plac animale și copii și că ai proiecte în sensul ăsta. Și în privința asta vreau să te întreb ce anume te-a determinat să scrii cartea asta, Aventurile lui Licuță dincolo de capătul lumii. Povestea a început mult mai de mult. Ești în prefața, în începutul povestirii. De când soarele și luna nu existau și întunericul domina universul.
Atunci se dea o scânteie, un gând bun, un ceva, o lumină, o rază de lumină care să dea viață, să dea timpul să înfăptuiască lumea. Lumea nu în sensul mai oameni, copaci sau nu știu ce, ci tot universul. Și atunci l-a găsit pe Licuță, prin multe mesaje, mă rog, prin anumite semne în care Licuță reușește să ajungă dincolo de capătul lumii și să rezolve această problemă. Să distrugă răul și să aducă binele pe pământ. Gândul cel bun. Asta e toată povestea. Un mare spus. Restul e toată numai o aventură, carte, și m-a determinat să o scriu imaginația din mine. Ca să ajung la această carte, au fost atașate foarte multe povestiri din lumea lui Licuță, din 2014 până în prezent. Scrise povestiri despre copii, un fel de povestiri biografice, dar autobiografice, dar nu e așa. Pentru că eu luam un simplu fapt din copilăria mea și îl înfloream acolo ca tot mesajul să fie transmis spre înțelegere, spre bine, spre iubire. Cine dorește să știe despre mai mult despre Licuță, trebuie să răspăiască un pic pe Facebook la Lumea lui Licuță sau pe rubrica Lumea lui Licuță la site-ul Leviathan, revistei Asociației Culturale Leviathan, unde găsește acolo peste 100 de povesti în care Licuță nu face altceva decât să-și prezinte brăila lui, dragostea lui, iubirea de oameni și mai ce. Deci cartea asta ta, Aventurile lui Licuță dincolo de capătul lumii, a apărut la editura Leviathan. Ai putea să spui de unde poate fi procurată? În acest moment de la mine personal. Așa? Deci să te caute lumea în privat, următorii 100 direct la tine să fie. Mesaje private și cu de la Asociația Culturală Leviathan, prin Costin Tuchilă, care se ocupă de marketing la revistă, are exemplare în posesie la asociație și la mine. Atât. Deci din două locuri. Costin Tuchilă scrie aici în prefață că din lumea reală, cea încărcată de mitologia dunăreană, adică Barbu reține ceea ce poate fi perceput prin ochii copilului, tocmai pentru a dezvolta vraja unei lumi fantastice proprii, plină de candoare, dar și de culoare. Lumea lui Licuță aptă să se înnoiască literar la fiecare pas. Cum percep tu afirmația asta, aptă să se înnoiască literar? Nu, mă întreba că mă bagi în ceață. Ok, înțeles. Mine e de bine, ca să zic așa, și Costin mă apreciază foarte mult. El a fost prezent la Brăila și la prima carte pe care am lăsat-o aici, dar din păcate acea carte oficial ea nu există, pentru că editorul a fost un escroc și n-a achitat și n-a completat formularul ISBN și codul de bare. De ce? Că trebuie să plătească niște bani, probabil. Și m-a păcălit. Am avut și o durerea problemă. Cea mare, da? Pentru mine durerea cea mare nu e că nu sunt un amator de a publica cărți. Durerea cea mare, pentru că eu acea carte am donat a unei asociații de recuperare a copiilor autiști. Prin vânzarea ei, asociația obține niște fonduri. Și parcă îmi pare rău că i-a mințit pe acei copii cu o carte care nu există oficial. Fizic există, normal. Care se numește Lumea lui Licuță. Și asta mă doare cel mai mult. Aia o problemă, că o pot reita în condiții legale. Am pățit și eu odată în 2009, cu un editor tot așa, mi-a distribuit cartea, am luat toate librăriile, am făcut rost de toate sponsorizările și după aia vrea să mă transforme în piațar, cum s-ar spune. Însă eu am foarte multă răbdare cu editorii și cu acela am avut răbdare și în momentul în care, chiar dacă aveam o cesiune cu el, vorbesc de o poveste de acum mai mulți ani,
Din 2009, chiar dacă aveam un contract cu el, foarte, nu m-a mai interesat și l-am lăsat, am văzut că încep probleme de comunicare și pe urmă l-am expediat. Ideea este că în ziua de astăzi sunt un mare norocos pentru că editurile cu care... Că trebuie să-i avertizăm și pe ceilalți care sunt atrași de tot felul de edituri intenționate de a face bani pe ordinarea lor. Da, este și foarte important. Și eu primesc foarte multe mesaje și invitații și... Pe mine e mai greu să mă... Și pe mine și pe tine și pe alții asemenea nouă sunt mai ușor, mai greu un pic să fim până la urmă, duși la întors. Se tipărește foarte ușor. Problema e ca ea să ajungă unde trebuie, adică la cititor. Corect. Ei vor hotărâ valoarea, da? Valoarea cărții în acel moment. Corect. Așa, cărți publicăm, dacă eu câștig la Loto mâine și am o sumă mare de bani, public 10 cărți. Da? Corect. Nu e, nu știu, poate nu știu să mă exprim. Eu am pus laptopul în față cu live-ul, pentru că din moment ce nu te lasă ăștia să intri în live, măcar audio să te vadă lumea, așa, să vadă că discuți cu cineva. Te aude lumea. A, te aude. Ești imposibil de neauzit, am înțeles. Dar nu-i nevoie să mă vadă, nu și închipuie cam cu cine sunt. Ei, normal, că doar te-am și etichetat. Spune-mi, te rog frumos... Ce, da, aici chiar sunt curios să știi, ce impresie ți-a făcut în momentul în care ți-am zis că vreau să fii personaj în cartea mea? Adică, ce a fost în mintea ta? Chiar sunt curios să aflu. Mi s-a părut ceva firesc. Nu știu. N-am nicio explicație. N-am niciun răspuns. Deci, pur și simplu, mi s-a părut firesc. Nu e o laudă. Nu e o laudă de sine. E pur și simplu normalitate. Adică, nu oricine scrie literatură pentru copii. E foarte greu să scrii literatură pentru copii. Și, corect. Ce am vrut să spun? Care a fost întrebarea? Că am uitat. Ce a fost în capul tău când ți-am zis că vreau să fii personaj în cartea mea? Și am întrebat dacă ești de acord. Da, în capul meu un vârtej și știi că în mijlocul vârtejului e acea liniște de care avem păznem. Acolo ai fost tu cu propunerea ta, cu Licuța. Ia uite, sunt în mijlocul vârtejului. Ura! Am înțeles. Lică, am fost la Târgu Mureș, știi că am vorbit puțin, eram în mașină cu fratele meu, mă întorceam la București, mi-ai dezvăluit câteva chestii la telefon atunci și am vorbit despre niște proiecte de ale tale, adică ai format un grup cu niște copii, nu știu ce, colaborare cu Consiliul Județean. Poți să mai repeți odată lucrurile astea pe care le-ai făcut? E un proiect inițiat de mine. Deci ideea e totalitate a mea. Cu sprijinul Asociației Culturale Leviathan, unde sunt membru fondator, ei m-au sprijinit, au constituit, au editat un proiect și eu am luat cu el într-o mapă, m-am dus la instituțiile din Brăila. Chiar trebuie să amintesc de asta, trebuie neapărat. Am cerut audiență la Departamentul Cultură. Ăia s-au mirat că au auzit. Păi n-a cerut nimeni audiență până acum. Putea să sunați. Am urmat protocolul, că așa trebuie, pași, nu? Da. M-am dus acolo. Dar ce doriți? Era un proiect, așa, am descris și doriți bani. Am luat, în acel moment mi-am luat mapa și am ieșit afară. Înțelegi? Corect, și am înțeles. Până la urmă am ajuns la Biblioteca Județeană, tot prin niște relații, timid, încet, bătând la ușă, bună ziua, fac și eu și drec. Ca după aia acest proiect să dezvolte așa de mult, cu copii, foarte mulți copii, care veneau, plecau, fiecare cu opțiunea lui. Neavând încredere de la început, cei din jurul meu, Biblioteca Județeană, colegii, ce faci cu copiii acolo? Cântă nebunii. Chiar erau nebunii până la urmă, că în toată activitatea noastră facem de toate, indiferent de copil. Îi pun în valoare, le găsesc clipa frumos, că nu toți sunt talentați, nu s-au născut cu un har artistic sau cu alte aptitudini.
Și atunci le-am găsit clipa frumosul și le-am pus în valoare. Prin portretizare, prin reportaje, prin... I-am făcut, ca să zic așa, vedete. Sunt pe internet grupul Nino Nino. Apropo, de ce i-am spus Nino Nino? Pur și simplu, așa mi-a venit în car la o cafea dimineață. Ca după aia să descoper ce înseamnă Nino. E o onomatopeie acolo, mă rog. Dar am descoperit că Nino este uraganul, El Nino, marele uragan care prin octombrie bântuie în America de Sud, și El Nino înseamnă fiul Domnului. Și uite, domnule, ce potriveală. Nino, Nino, fiii Domnului. Astea sunt copii, ăștia sunt copiii mei. Îmi permit să spun copiii mei, pentru că îi iubesc foarte mult și ei mă iubesc foarte mult. Și facem de toate. Și la bibliotecă, și concursuri, și am tipărit o carte, și spectacole. În 3 ani de zile avem o panoplie plină de activități. Și la radio online, și colinde. Mai continui? E normal. De-aia te-am invitat să vorbești până te-ai somnul. Adică nu înțeles că de-aia ne-am întâlnit aici. Deci... Soția îmi spune, lasă-mă copiii, îmi place că sunt și în vacanță, să mai joacă, să mă... De unde? Chiar ei mă întreabă. Păi n-ar fi mai bine ca să ne întâlnim în fiecare zi, că toți suntem în vacanță. Dar vezi, eu mi-am găsit un job part-time și n-am. Ai văzut că eu chiar dacă am descoperit, ca și tine, dar altfel că tu ai descoperit că nu te lasă Facebook-ul să intri în live, să te vadă lumea, ai văzut că există rezolvare la orice. Deci ai văzut că, bine că eu cu mintea mea strălucită, imediat am găsit rezolvarea. Nu e o laudă, e un adevăr. Și zic, stai că-l sun audio după laptop și așa am rezolvat problema. Și așa e și Lică. A luat-o pe cotitură. Deci nu scapă nimeni de noi. Chiar dacă ne interzice să apărăm în live-uri, găsim și alte soluții colaterale, prin de care să ne facem cunoscute vorbele, nu? Da, de era chiar și pe Zoom se putea rezolva problema. Mă rog, ca să facem. Sau făceam o filmare, o registrare între mine și tine și o puneam înregistrat. Eu stăteam și mă gândeam că lumea oricum e sătul de mutră mea, dacă mai vedea și încă o mutră, zic, cine știe, acum că zic, lasă-mă pe mine că le ajunge. Da, că... da. E mai trecut ca tine. Mulțumesc frumos pentru modestia ta. Mulțumesc frumos pentru modestia ta. Noi suntem și tine rău de tot, adică amândoi la un loc, abia dacă trecem de 100 și ceva de ani, deci da. Suntem... De-abia dacă trecem de 10 ani, de-abia. Da, da, corect. Deci eu vreau să vă spun... Așa mă prezint. Vreau să eu le... Da. Și am 3 luni și 5 ani. Asta e vârsta mea nemuritoare. Am înțeles. Da, vârsta ta nemuritoare, dar în cartea mea ești nemuritor, adică mai apărat sfârșitul romanului 7, scrie lumea că nici nu mai știe dacă mai trăiesc sau nu și alții că deja ești trecut bine de 100 de ani. Adică ești nemuritor, bine, nu ești în toată cartea, ți-am spus că ai apariții meteorice, printre rânduri, eu puteam să-ți trimit o carte, să-ți o comand eu, adică la editură, însă ideea e că nu puteam să-ți scriu autograf, așa că o să te rog frumos să aștepți până în septembrie, pentru că doar atunci o să pot să-ți o trimit cu autograf, când mă întorc de la Dublin, cu partea mea care mi se cuvine. Aștept datele tale despre carte și dacă e pe 3 septembrie, e probabil o să... Pe 3 septembrie? Da. Pe 3 septembrie e născută o fetiță de la Nino Nino. Și mi de toate datele de naștere. Așa. Și o să-ți promoveze înainte de 3 septembrie. Mulțumesc frumos. Nu mai vorbesc cu Șarot, să vedem. Mulțumesc frumos. Adică n-am intrat să-mi promovezi evenimentul meu, am intrat să te audă lumea, să te știe mai bine. Deci hai să spun ce m-a atras pe mine, printre altele, pe profilul tău. Deci să spun pentru audiență că Lică Barbu nu numai că publică și este încă de la începutul proiectului revistei Leviathan alături de acea revistă culturală, dar el a fost prezent număr de număr și în revista România Ta Diaspora, pe care onor am fondat-o și
alcătuit-o digital și odată tipărită România, din, da, da. Din iunie 2017 până 2014, până mai acum vreo 2-3 ani. Am primit o revistă de la tine în 2014. Când am suspendat revista, că nu mai făceam față singur, nu se înghesuie niciun om de afaceri să sprijine așa ceva, ei sunt cu politica, ei sunt cu alte prostii. Deci cartea lui Lică Barbu, Aventurile lui Licuță, Dincolo de capătul lumii, a apărut în editura Leviathan, care are și o revistă, revista Leviathan, culturală Leviathan. O puteți achiziționa, solicita de la el personal, prin Facebook în mesaj privat sau de la editură. Deci asta este cartea lui Lică. Iar romanul în care el este personaj, 7, și al cărui autor onor sunt eu, Adrian Melicovici, romanul 7, unde Lică este personaj, îl puteți achiziționa de la editura Itaca Publishing House, prin comandă în librăriile online ale acestei edituri pe adresa www.itaca.ie și o veți primi indiferent unde vă aflați în lume de la Dublin. Este o editură administrată de Doria Șișu, director, și Doria Șișu și Viorel Ploieșteanu. Le mulțumesc foarte mult și acum pentru colaborare și corectitudine și mai ales profesionalism. Lică, ce... Lași așa lucrurile să curgă sau ai niște proiecte pentru viitor legate de copii și de... Ai mai... Dă de gol niște chestii de ale tale, ia. Va urma o nouă carte cu aventurile lui Licuță, dar nu din capătul lumii, nu dincolo. Bravo, lumii, bravo! Tot aventuri, undeva cu copiii de la Nino Nino, vom intra în subsolul, pe sub Dunăre, în alt timp. Idee. Dar va fi o carte. E foarte ușor să scriu. E de ajuns să am scheletul cărții și după aia nu am o prezență scris. Asta e una. Cu copiii mereu am proiecte. Un concurs la Biblioteca Județeană, unde copiii vor căuta prin indicii, prin hărți, în interiorul bibliotecii. Din bibliotecă a fost furat, dintr-o carte de la bibliotecă a fost furat un cuvânt. Și cartea a rămas goală. Și copiii trebuie să găsească acel cuvânt, literă cu literă. Super interesant. Nu dezvălui misterul acestui concurs, că altfel află copiii. Și nu mai e concurs. Corect. Cu ei am reportaje lunare, Nino Nino și Brăila, în care copiii s-au constituit un grup de reporteri săi, majoritatea fetițe, au apărut și pe băieți, și vom realiza ediție după ediție în fiecare lună despre Brăila. Aventurile lui Licuță, Dincolo de capătul lumii, o carte senzațională pe care eu am citit-o într-o oră și 7 minute, imediat după ce am primit-o, că m-a prins și într-un moment în care aveam timp. Lică Barbu, Aventurile lui Licuță, Dincolo de capătul lumii, o poveste care pare așa autobiografică, să spun. Nu, e o poveste fantastică. E o poveste fantastică, dar inițierea descris-o acolo, Tuchilă. Deci, cartea o puteți comanda direct de la Lică Barbu din Brăila pe Facebook. Lică Barbu, căutați-l, îi veți vedea chipul încântător și îi cereți fără niciun fel de reținere cartea lui sau de la editura Leviathan, leviathan.ro. Iar romanul 7, scris de mine, unde Lică Barbu este personaj, comandați-l la editura Itaca Publishing House din librăria virtuală pe site-ul www.itaca.ie. Repet, www.itaca.ie, varianta tipărită sau electronică, e-book. Mulțumesc frumos! Lică, îți mulțumesc din tot sufletul, mulțumesc că o să și modifici asta. Hai că a fost bine până la urmă, nu contează că am vorbit singur vreo minute la început, că o să învățați vorbesc singur ca televizor, nicio problemă. Avem ce spune, asta e important. Și îți mulțumesc mult de tot, te-am pupat și sper să ne vedem video data viitoare, că îți dispare restricția până atunci.